scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, că răutatea ei s-a suit până la mine. Aș vrea în această seară să vorbesc despre ce înseamnă trezirea autentică. Aș vrea să pricepem că trezirea nu e doar pentru categorie de oameni care sunt mai slabi spiritual. Trezirea e și pentru tine. Acesta e mesajul lui Dumnezeu. Trezirea pe care Dumnezeu vrea să o deruleze în casa ta, în mintea ta, în inima ta, în cartierul tău, în orașul tău, în țara ta. Mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să producă o trezire printre toți românii, fie că se află în România, în alte părți din diaspora română, de pe continentul european. Poate unii sunt în Asia, alții în Africa, în America, în Australia, în Canada, în Noua Zeelandă, oriunde s-ar afla, Dumnezeu să producă o trezire spirituală, pentru că de trezire are nevoie orice român. De ce zic orice român? Pentru că transmit un mesaj în limba română, nu pentru că românii ar fi singurii care ar trebui să se trezească, ci pentru că transmit un mesaj care poate fi interceptat în mod natural, fără traducere, de orice român, oriunde te afla române, bărbat sau femeie, să nu uiți, trezirea e și pentru tine. O să asistăm la un moment în care profetul, unul dintre cei mai recunoscuți profeți din spațiul ebraic, un bărbat care dacă zicea cuiva că va muri, în 2 zile, acela nu murea într-o zi, nici în 3, murea exact în 2 zile. Bărbatul acesta, Iona, este profetul care dacă îi spunea unei persoane, uite, ai ultima fază de cancer, ești în metastază și toți ganglionii din corpul tău s-au deformat fizionomia și alte părți ale trupului tău. Dacă îi spunea, te vindeci în 2 săptămâni, în 2 săptămâni se vindeca. Profetul acesta avea un mesaj ad literam. Era vocea lui Dumnezeu, era glasul Domnului care efectiv se materializa, se verbaliza gândul lui Dumnezeu prin vocea acestui bărbat. Și Dumnezeu îi spune, de data aceasta vreau să-ți transmit un mesaj care nu prea-ți place, o să te trimit la niște oameni pe care nu-i iubești, o să trebuiască să mergi să transmiți cuvântul Domnului. Spuneam undeva din acest mesaj că de care trebuie să aplicăm această chemare a lui Dumnezeu pentru Iona, e ca și cum Dumnezeu ne-ar spune, scoală-te și du-te în Ucraina, în zona de război, pentru că vreau să predici Evanghelia. E ca și cum Dumnezeu te-ar trimite pe tine ca bărbat, care ești omul lui Dumnezeu, și ți-ar spune, intră în Rusia acum când este situația de așa manieră pe care o știți fiecare dintre noastră și transmite un mesaj care să ajungă inclusiv la Vladimir Putin în birou. Cam ceva de genul a chemat Dumnezeu până să facă. Nu a fost simplu deloc. N-a fost un gest omenesc. Chemarea lui Dumnezeu pentru Ioana n-a fost o chemare comună, a fost o chemare unicată. Dumnezeu avea să-l trimite la cei care i-au transformat pe ei evrei în sclavi. Dumnezeu avea să-l trimite în capitala Imperiului Asirian, în cetatea Ninive. Dumnezeu avea un plan. E ca și cum Dumnezeu te-ar trimite pe tine ca predicator la Moscova, să transmiți un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta, dragii mei, nu era un cuvânt pozitiv. Ca și cum Dumnezeu te-ar trimite la Casa Albă, să spui că din cauza răutății și a păcatelor și a tuturor situațiilor grave care se derulează în statul american sau în statele din America, Dumnezeu hotărăște să îi nimicească. Nu i-a fost deloc simplu. Drept dovadă, Iona n-a suportat ideea și pentru faptul că nu ar fi vrut să fie catalogat vreodată profet mincinos, pentru că Iona îl cunoștea pe Dumnezeul lui personal. Iona știa că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, bogat în bunătate, un Dumnezeu care se căiește de răul pe care l-a promis că îl va derula în momentele în care omul se căiește de propriile lui păcate, când se întoarce cu fața radicală spre Dumnezeu. Dumnezeu e disponibil să-l ierte și pe cei 120.000 de oameni care nu făceau diferența între stânga și dreapta, a putut să-i ierte. Nu există păcat atât de grosolan pe care să nu se fie așezată pecetea sângelui lui Iisus Hristos și să spună și ție și vieții tale, sunt gata să te iert. Am stat pe crucea dintre cruci, pe crucea din mijloc, pentru ca să-ți iert păcatele. Trebuie să respingi
orice înseamnă păcat din viața ta. Trebuie să renunți la orice anturaj păcătos, la orice ambianță periculoasă care te conduce la păcat și să te întorci cu toată fața spre Dumnezeu. Acesta era mesajul pe care Dumnezeu dorea să-l transmită prin Iona. Dar Iona a zis, Doamne, nu vreau să mă duc. Uitați-vă că trezirea presupune în primul rând semnal de sus. În momentul în care Dumnezeu vorbește, când îi spune cuvântul Domnului lui Iona, scoală-te, vorbește Dumnezeu. Cuvântul Domnului, spune Biblia, a vorbit lui Iona, fiului Amitai, astfel, scoală-te. Dragii mei, nu există trezire fără semnal. Inclusiv la nivel terestru, la nivel social, la nivel natural, inclusiv atunci când noi trebuie să ne trezim de dimineața pentru ca să derulăm o nouă zi în activitățile pe care trebuie să le întreprindem, pentru ca să ne putem trezi, avem nevoie de un semnal, un semnal exterior trupului nostru. Un semnal care nu vine din imaginația noastră, un semnal care nu vine din cadrul viselor noastre, ci un semnal care vine din afara trupului nostru. Pentru Iona, trezirea a presupus un semnal de sus. Dumnezeu i-a vorbit într-un mod personal. Mă întreb în această seară, de câte vreme îți vorbește Dumnezeu? Câte semnale ți-a transmis Dumnezeu? De câte ori Dumnezeu ți-a vorbit prin cântări, prin predici, prin îndemnuri, prin rugăciunile pe care le-a ascultat cu urechea ta, rugăciuni înălțate spre Dumnezeu de către un frate care l-a lângă tine pe bancă sau pe rând cu tine, lângă scaunul de lângă scaunul tău. De câte vreme, soră, ți-a vorbit Dumnezeu prin cântări, prin alte surori care erau în biserică, de câte vreme Dumnezeu îți vorbește prin această platformă, Domnul Viu, în fiecare zi, Dumnezeu transmite semnale. E vremea să înțelegem că semnalele acestea nu sunt semnale de pe pământ. Nu, semnalele acestea sunt de sus. Tu poți ignora orice semnal de la nivel terestru. Tu poți să pui telefonul pe mut. Tu poți să oprești vibrații la telefonul tău, să-l pui pe silent. Tu poți să-i blochezi pe oameni la nivel social. Te rog în numele lui Iisus Hristos, nu-L bloca pe Dumnezeu. Nu-L pune pe Dumnezeu pe mut în viața ta. Nu-i spune lui Dumnezeu, Doamne, nu mă interesează așa de mult vorbele tale. Nu mă interesează așa de mult semnalul pe care îl transmiți pentru viața mea. Pentru că cine ignoră semnalul care vine de sus, urmează să treacă prin faliment. Cine nu recunoaște cuvântul Domnului, cine nu stă aproape de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are o altă soluție și pentru că iubește prea mult sufletul, o să-i trimită o furtună pe corabia pe care stă el. Corabia casei lui va fi așezată într-un fel de naufragiu. Va fi așezată într-o stare de nesiguranță, de amenințări. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Iona s-a sculat. Însă nu s-a sculat așa cum trebuia. El s-a sculat din perspectivă fizică, dar nu s-a trezit spiritual. El s-a trezit din perspectivă corporală, adică mâinile lui erau în mișcare, ochii lui funcționau, vedeau, urechile lui auzeau, buzele lui vorbeau, mișcau, pentru că a mers la ghișeu și a cumpărat un bilet. Buzunarele lor lui funcționau, banii lui rulau, dar el era într-un somn adânc al neascultării. Îi spune Biblia, Iona s-a sculat doar fizic, să fugă la tars. Uitați-vă cât de adânc era somnul în care a fost așezat acest bărbat. A început să aibă iluzia că poate să ajungă într-un loc unde să fie departe de fața lui Dumnezeu. Ce om în lumea asta cu mintea întreagă își dorește să nu-L vadă pe Dumnezeu. Nu-L vedem noi pe Dumnezeu în fiecare dimineață. Nu-L vedem noi pe Dumnezeu în fiecare seară. Nu-L vedem noi pe Dumnezeu prin ploaie, prin zăpadă, prin răsărit de soare, prin apus, prin maniera în care Dumnezeu ne dă putere în ochi și culoare în ei. Nu vedem noi puterea lui Dumnezeu prin faptul că avem o Biblie acasă. Nu vedem noi prezența lui Dumnezeu, fața Domnului, prin faptul că avem oameni dragi în casele noastre care ne sunt credincioși și care îl iubesc pe Dumnezeu. Nu-L vezi tu, omule, pe Dumnezeu în fiecare zi. Nu vezi tu zâmbetul lui Dumnezeu prin faptul că n-a venit tsunami peste casa ta. Nu vezi tu îmbrățișările Domnului și brațele extrem de larg deschise spre viața ta, pentru că n-a venit cu tremurul lângă tine, a trecut pe lângă tine. Poate să mergi ca doar candelabru dacă ești în o anumită parte a României sau în altă zonă a Europei, dar n-ai murit. Degetele tale nu sunt strivite de bolovan, de ziduri, de nisip, de moloz, de fierbeton.
copiii tăi sunt întregi, ai viață, ai sănătate, ai mișcare, ai suflare, ai toate lucrurile. Nu vezi tu că fața lui Dumnezeu zâmbește fiecare zi? Nu vezi că voia lui Dumnezeu este să trăiești curat? Și cum spunea Sfântul Pavel, nu vezi tu omule, chiar nu vezi. Ai nevoie de dioptrii spirituale speciale, ai nevoie de o ungere specială, ai nevoie de o alifie specială, cumpără-o. Cere lui Dumnezeu să-ți atingă vederea. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Iona, nu l-ai cunoscut tu pe Dumnezeu la gate fer, la 8 km nord-vest de Ierusalim? N-ai văzut tu maniera lui Dumnezeu în care a împlinit lucrările pe care le-a derulat și le-a proclamat prin tine? Ce faci acum? Iona zice, vreau să găsesc un loc unde să fug departe de fața Domnului. Uitați-vă cât de tragic s-a coborât la Iafo, la acel port. A găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei, pentru că totdeauna când mergi în sens invers față de voia lui Dumnezeu, vei plăti, dragul meu. Vei plăti până la ultimul cent. Vei plăti până la ultimii 10 bani. Vei plăti până la 5 bani, tot. Până la ultimul bănuț. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie să meargă împreună cu călătorii la Tars. Știți unde credea el că merge? Parte de fața Domnului. Avea într-un fel o iluzie, Iona, că Dumnezeu se manifestă doar în spațiul ebraic, că pe Dumnezeu nu îl poate cuprinde marea, deși el credea că este creatorul mării Dumnezeului. Uitați-vă că se află într-un colaps, într-un somn spiritual. La Biblia spune în versetul 4, dar Domnul, ce bine că Domnul n-a fost ca el. Ce bine că Dumnezeu nu l-a lăsat în direcția lui. Ce bine că a existat acest dar, Domnul. Ce bine că există un fel de contradicție, de un antagonism. Se pun parcă în oglindă și se contrazic situațiile. Ce bine că Domnul nu-i zice, du-te departe de fața mea, dispar din fața mea, să nu te mai văd în fața ochilor. Dumnezeu zice, Iona, eu te caut cu privirea. Eu te urmăresc îndeaproape. Știu corabia în care te afli. Nu voi trimite furtuna peste o altă corabie, pentru că Dumnezeu știe tot despre viața ta. Dumnezeu știe gândurile tale, Dumnezeu știe vorbele tale, Dumnezeu știe simțămintele tale, Dumnezeu știe atitudinile tale, Dumnezeu știe nopțile tale nedormite, Dumnezeu știe insomniile tale, coșmarurile tale, gândurile tale suicidale, Dumnezeu știe lacrimile pe care le vezi și le așezi sub pernă să nu le vadă nimeni, Dumnezeu știe când plângi și te ascunzi de oameni, poate chiar de partenerul de viață, Dumnezeu știe tot. Dumnezeu a zis, nu greșesc corabia. Pe Iona l-am așezat sub binocul meu, îl văd de aproape. Tu crezi, Iona, că poți să dormi și că pentru că poți să dormi, Dumnezeu ar fi de acord cu păcatele tale. Dar stai cu minte că vine și pentru tine o altă etapă a trezirii. Nu te-ai trezit când ți-am transmis un semnal de sus, un semnal în liniște, când era soarele pe bolta vieții tale, când n-aveai furtuni, când nu aveai nevoie de corăbii, când nu trebuia să plătești tu prețul călătoriei, când totul era roz și binecuvântat. N-ai vrut să te trezești? Nicio problemă. O să mă apropiu de corabia unde stai tu, chiar dacă ești la parter, la cușetă și dormi dus și chiar rădus, nu doar în somnul fizic, ci mai ales în somnul spiritual. Și Biblia spune, Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt îmbraznic. De ce întotdeauna când bate vântul, lovim în Dumnezeu? De ce întotdeauna când bate vântul în corabia vieții noastre, credem că vântul are ceva rău? De ce întotdeauna când vin valurile și când se stârnește o mare furtună, când există amenințări din partea valurilor că vor sfârma corabia în care suntem noi, de ce întotdeauna credem că asta e ceva rău? Uitați-vă că sunt furtuni care ne trezesc. Sunt furtuni care ne mișcă inima. Sunt șuvoaie și revărsări de ape mari, sunt palazuri, cum spunea Iona, sunt zăvoarele pământului care te închid, dar care îți deschid mintea. Sunt momente în care pământul e împotriva ta, dar cerul e căutarea ta. Sunt momente în care pe pământ îți merge rău, dar Dumnezeu este interesat să-ți meargă bine din perspectivă spirituală. Sunt momente în care poți dormi din perspectivă fizică, dar de fapt Dumnezeu vrea să te trezești spiritual. Sunt momente în care crezi că confortul vieții tale este cel mai important și Domnul zice, nu, îți iubesc prea mult sufletul să te las în confortul tău și să mergi într-o direcție pe interzis față de voia mea. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului atât de clar, corobierii sunt temut. Există o frică, o frică de moarte, o frică pe care o are aproape orice om, când își dă seama că circumstanțele din jurul lui sunt nefavorabile.
Corabierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui, pentru că marea majoritate a oamenilor se roagă doar atunci când dau de greu, doar atunci când bate criza în casa lor, doar atunci când ajunge într-o imposibilitate de a-și plăti rata la bancă, doar atunci când nu mai are salariu, doar atunci când intră în șomaj, doar atunci când are accident, doar atunci când situațiile nefavorabile îi bat la poartă și răvășesc prezentul. Oamenii caută pe Dumnezeu. Dar ce trist e că unii n-au un Dumnezeu adevărat. Pasagerii de pe vasul acesta strigă fiecare dintre ei la Dumnezeul lui. Apoi caută metode umane, aruncă în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Și Iona în timpul ăsta, nepăsător până în pânzele albe, doarme, s-a așezat la parter, s-a culcat și a dormit dus. Iona încă dormea. Mai întâi dormea spiritual și acum doarme și fizic. Iona, dacă nu te trezești când Dumnezeu îți transmite un semnal de sus, prin Biblie, prin cuvânt, prin rugăciune, prin faptul că simți cercetarea Domnului, tu simți că lângă tine coboară cineva, tu simți că fruntea ta îți șterge de la aspirație din perspectivă spirituală Marele Rege Iisus Hristos, tu simți că pe umărul tău te bate cineva și îți spune, mai fă un pas, nu rămâneam în faliment, în descurajare, în frică, în panică, în gândurile tale pe care le ai de depresie, ridică-te, ridică-te și multe din problemele tale, scutură-te de praf, mai fă un pas, vreau să mergi cu mine, vreau să fii biruitor în numele meu, vreau să fii și tu victorios, vreau să te zmulgi din ritualurile tale și din rutina ta de fiecare zi, ridică-te de acolo, vreau să fac ceva special cu tine, Iona, vreau să te fac un profet pentru niște oameni care n-au șanse, tu nu-i iubești, tu nu-i vezi importanți, tu nu-i vezi valoroși, dar pentru mine sunt suflete. Sunt 120.000 de oameni care nu fac diferența între stânga și dreapta. Mie îmi pasă de oamenii, indiferent ce culoare au ei, la ochi, la frunte, la păr, la fizionomie, indiferent cât de frumos sau de urât îi consideri, nu uita, sunt oamenii mei, sunt creația mea, iubesc. Scoală-te, Iona. Și Iona nu se trezește și Biblia spune, într-un final, dacă nu se trezește la cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu se trezește prin circumstanțele furtunii, atunci când situația este o situație gravă și când suferința lovește în viața lui, dacă el încă doarme, Dumnezeu face încă ceva. Versetul 6 spune așa, cărmaciul, capitanul vasului s-a apropiat de el și a zis, ascultați ce îl întreabă, ce dormi? Tu încă dormi? Profetule, tu dormi? Scoală-te! Exact același cuvânt. Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Pentru că, dragii mei, există momente în viață în care dacă nu ne trezim la semnalul de sus, Dumnezeu ne administrează un șoc. Dumnezeu vine printr-o situație nefavorabilă. Dumnezeu va veni să ne vorbească prin oameni la care nu ne așteptăm. Oameni care ne bat obrazul și ne spun, tu ești pocăit, ești penticostal, tu ești evanghelic, tu trebuie să iubești pe Dumnezeu, tu trebuie să îi iubești și pe frășmașii tăi, tu trebuie să ai Biblie, tu trebuie să stai aproape de Domnul, tu trebuie să ai părtășie personală cu Dumnezeu. Noi am înțeles că noi suntem răi, că noi suntem fără Dumnezeu, fără perspective, fără speranță, că noi toți vom fi dezmembrați într-o zi. Dar tu trebuie să ai speranță, tu trebuie să ai o altfel de atitudine. Uitați-vă că trezirea e și pentru noi. Trezirea e și pentru tine, frate. Trezirea e și pentru tine, soră. Și trezirea vine în urma unui semnal de sus. Trezirea vine printr-o suferință. Trezirea vine printr-un moment în care treci prin ce nu-ți place. Trezirea vine când furtuna îți bate la porți. Trezirea vine când diagnosticul este terminal. Trezirea vine printr-o scrisoare medicală la care nu te-ai așteptat, pe care nu dorești. Legat de care stai și stai ghemuit în inima ta cu frică și cu emoții, oare-i cancer? Suferința este metoda lui Dumnezeu prin care El vrea să te retragă din lumea ta, din ideile tale, din prioritățile tale greșite și vrea să te pună Dumnezeu pe linia bună. Trezirea înseamnă uneori suferință. Că dacă nu ne trezesc predicile, dacă nu ne trezesc cântările, ce nu pot să facă pastorii, psihologii, preoții, profesorii, ce nu pot să facă oamenii care sunt scriitori, oameni de bine, poate să facă suferința. Și toți oamenii care s-au crezut tari și puternici și stăpâni pe propriul lor organism, când au trecut prin suferință, s-au văzut mici, s-au văzut oameni slabi. Dragii mei, trezirea
înseamnă semnal de sus. Trezirea înseamnă suferință. Trezirea înseamnă, în al treilea rând, stop al păcatului. Să te oprești din păcat. Să renunți la ideile tale. Uitați-vă că Domnul îi dă o lecție dură lui Iona printr-un păgân, printr-un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, printr-un om care nu are relație personală cu Dumnezeu, printr-un om care nu are urechea ciulită la glasul Domnului, printr-un om care nu e obișnuit să vorbească Iahve, nici măcar nu a auzit că există Iahve. Să ascultați cum păgânul predică. Sunt momente și în viața noastră când oameni la care nu ne așteptăm, oameni de pe stradă, ne transmit niște mesaje șoc și ne spun, hei, nu e regulă ce faci. Nu e corect. Nu pare a fi pocăit. Nu semeni cu un om serios. Uitați-vă cum pe trei puncte îi spune, scoală-te. Din nou același cuvânt. E mesajul trezirii. Cheamă pe Dumnezeul tău. Momente grele, dragii mei, când nimeni nu mai răspunde la telefon. Problema e de așa manieră încât n-ai cu cine să împărtășești. Nu uita, există cineva. Numele Lui este Iisus, care întotdeauna e aproape de problema ta. Nu chema oamenii în momente ca acelea. Cheamă-ți familia cel mult, îngenunchează în fața lui Dumnezeu și cheamă-L pe Dumnezeul tău. Când strigă un nenorocit, spunea psalmistul care a experimentat acest lucru, Domnul aude și scapă din toate necazurile lui. Ochii Domnului sunt orientați spre cei ce n-au speranță, n-au perspectivă, n-au viitor. Și când Dumnezeu e chemat din groapa adâncă, de acolo din momente în care nimeni nu mai poate să se salveze, Dumnezeu îți ascultă strigătul. Poți să ridic o mână în sus și să spun că întotdeauna când L-am chemat pe Dumnezeu a fost lângă mine. Probabil și dumneata poți să experimentezi și să mărturisești asta. Ai avut experiențe reale cu Dumnezeu în care în mijlocul strigătelor tale, că n-ai mai putut verbaliza vorbele, n-ai mai putut spune gândurile tale să le exprimi prin cuvinte, când erai într-un geamăt adânc, s-a auzit o voce. Dumnezeu ți-a spus, eu sunt cu tine, eu nu te las, eu nu te părăsesc la marginea momentului în care intri în bloc operator. Eu nu te las că nu mai pot să vină oamenii cu tine în spațiul acel numit salon. Eu sunt cu tine și acolo. Cheamă-mă în ziua necazului. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Slăvit să fie numele Domnului. Ascultați ce zice păgânul. Poate că Dumnezeu. Noi toți, cu alte cuvinte, zice cărmaciul, capitanul vasului, am stricat la Dumnezeii noștri și nici unul n-a fost atent să ne asculte. Nu mai avem încredere în ei. Îi punem pe mut, nu mai vrem să auzim de ei. Iona, a mai rămas un singur Dumnezeu și ăla e Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeul tău, Iona, care este singur Dumnezeu adevărat de acum încolo, pentru că El zice, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și ascultați ce zice capitanul vasului și nu vom pieri. Știți ce a rămas în picioare în mijlocul pandemiei? Dumnezeu s-a gândit la noi. În fiecare dimineață Dumnezeu se gândește la tine. În fiecare moment în care te doare în partea stângă sau în partea dreaptă, Dumnezeu se gândește la tine. La fiecare geamăt al sufletului tău sau al trupului tău, Dumnezeu se gândește la tine. Cu fiecare respirație care există în organismul tău, la fiecare bătaie inimii tale, cu fiecare bătaie, Dumnezeu se gândește la tine. Noi ne gândim la Dumnezeu măcar puțin la sută din când se gândește Dumnezeu la noi. Doamne, ajută-ne! Uitați-vă ce se întâmplă, Biblia spune, ajunge Iona să predice Evanghelia, intră în cetatea aceea, cetatea Nive. Și pe lângă faptul că se trezesc corăbierii, că Domnul zice, Iona, tu n-ai vrut să mergi la Nive, ca nu cumva ăștia să se trezească, să se întoarcă la mine și eu să-i mântuiesc. Nici o problemă, o să-ți arăt că te trezesc și pe tine. Și pe lângă faptul că o să-i trezesc pe niveni, îi trezesc și pe pasagerii vasului. Dar ai crezut că faci ce vrei? Eu fac ce vreau. Și ce zic oamenii ăștia corăbierii, înainte să-l arunce ăsta bord pe Iona? Că și tu, Doamne, faci ce vrei. Vreau să-i spune lui Dumnezeu, recunoaștem, Doamne, că tu faci ce vrei. Și, Doamne, ce vrei tu să faci, ne place așa de mult. Iubim voința ta, Doamne, iubim, ne-am îndrăgostit de ce vrei tu să faci cu noi. Slăvit să fie Domnul!
Ascultați ce spune cuvântul Domnului mai departe. După ce Iona predică, se transmite acest mesaj profetic, justițiar, format din 9 cuvinte, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. 9 cuvinte, rețineți, dintre care 4 sunt din două litere formate. Niciun mesaj de dragoste, nici o cruce al calvarului, nici măcar un gând al eliberării, nici un miel de jertfă, nici o jertfă sacrificatoare să le spună, uite, așa li se poate ierta păcatul, nu nimic. Împăratul n-ajunge direct să audă. Iona n-apucă să intre în biroul împăratului. Și versetul 6 din Iona, capitolul 3, spune așa, lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El, ascultați ce face, s-a sculat de pe scaunul lui de domnie. Și asta nu e doar faptul că s-a ridicat, da, verbul ăsta, asta vreau să spun în primul rând, dar vreau să vă spun ceva. La nivelul minții acestui rege a fost o trezire. Nu doar că s-a ridicat de pe scaunul lui. Înainte ca un rege să reacționeze în maniera asta, să se scoală de pe scaunul lui de domnie, de pe tron, să scoată mantia de pe el, să se acopere cu un sac și să șadă în cenușă. Înainte de asta, a avut parte de o trezire mare. Trezirea înseamnă stop păcatului. Nu vorbiți de trezire când oamenii rămân în păcatele lor. Vă rog frumos, nu confundați trezirea cu show. Nu vorbiți de treziri mari când oamenii continuă să consume droguri. Aceea nu-i trezire când sunt doar lumini, focuri, mișcări, fumuri și toate chestiunile astea care sunt pentru scenă, pentru fan, pentru distracție, pentru show, pentru a se simți oamenii bine. Nu, asta nu-i trezire. Trezirea adevărată înseamnă ca omul să pună punct păcatului din viața lui. Să stopeze păcatul, să eradicheze păcatul, să rupă legăturile cu păcatul. Ascultați ce decretează regele. Regele spune așa. Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și să nu bea apă deloc. Și oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu. Și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Mă, dar trează de aparatul ăsta. Când înainte el a decretat, el a acceptat, el și-a pus sigiliu, el a pus parafă, el a semnat legile, el a făcut toate lucrurile astea care erau un afront la Dumnezeu în adevărat. Dintr-o dată regele zice, hei, avortul e păcat, curvia e păcat, dar curvia e păcat, înșelătoria e păcat, minciuna e păcat, hoția e păcat, adulterul este păcat, pornografia e păcat, masturbarea e păcat. Regele zice, aveți mâinile pline de abuzuri, de violență peste violență, opriți-vă, căile voastre nu sunt în regulă. Întoarce-te! Întoarce-te fiecare locuitor al cetății Ninive din direcția ta abodnică spre păcat și fă stânga împrejur 180 de grade radical unde ți era fața să-ți vină spatele. Întoarceți-vă spre Dumnezeu. Întoarceți-vă de la calea voastră cea rea spre calea cea bună, spre Dumnezeul adevărat. Dar pentru asta opriți-vă din abuzul, opriți-vă din păcat, opriți-vă de la rău, de la faptele voastre de suprire. Asta e adevărata trezire. Îmi doresc ca într-o zi împăratul, președintele României, să se ridice în picioare și să spună, opriți-vă, opriți-vă și ordon să fie interzis avortul. Ordon să nu mai fie permis concubinajul. Decretăm o lege în care să nu mai fie permis divorțul. Întoarceți-vă de la păcatele voastre. Asta înseamnă trezire reală. Semnalul vine de sus. Nu-l bagi în seamă. Dumnezeu trimite în jurul vieții tale suferințe, șocuri, stopuri, blocaje. Primești din partea unor oameni la care nu te aștepți cuvinte care să te macine, să te pună într-o stare de veghe, de rușine, de groază pentru ce ai făcut. Dar nu uita, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune obligatoriu.
Trezire înseamnă stop păcatului din viața ta. Ia telefonul, băiete, și smulgeți imaginile murdare din el. Ia telefonul, bărbate, care umbli cu amante, care ai trei cartele, le ascunzi să nu știe nimic nevasta ta. Ia telefonul și pune pe foc cele două cartele cu care vorbești cu amantele tale. Blochează check-in-urile de la hoteluri unde ți-ai programat să trăiești în adulter, în curvie. Stop! Oprește-te din relații premaritale, băiete. Oprește-te! Să nu-ți permiți să te atingi de fata cu care vrei să te măsori. Fugi de păcat. Ești afară din zona murdară. Renunță la droguri. Deconectează-te de la toți dealerii, de la toți intermediarii, oamenii numiți săgeți care duc mai departe drogurile. Pune punct păcatului din viața ta. Nu mai trage din țigară mai puțin. Aruncă-le toate, urgent. Nu locui țigara, tutunul cu țigara electronică pentru ca să scapi, ci că nu. Oprește-te. Pune stop păcatului din viața ta. Familie care ești la marginea divorțului și care continuă te cerți, bărbate, cu nevastă ta, opriți-vă în numele Lui Iisus Hristos. Opriți-vă din duhul ăsta de ceartă. Puneți-vă pe genunchi, strângeți-vă mâinile. Adunați-vă copiii, rugați-vă împreună. Intrați în post. Spuneți-i lui Dumnezeu, postim până când revine Hristos la noi acasă. Ne rugăm până simțim din nou prezența Domnului. Păgânii ne învață că postul nu-i cu apă, nu-i cu cola, nu-i cu gumă de mestecat, nu-i cu fructe. Postul e fără mâncare, fără apă. Niște păgâni ne dau lecții nouă creștinilor. Nivelul au zis, fără să guste ceva. Nici măcar animalele să nu pună apă, picătură de apă în gură. Să cunoască și grajdul de la noi de acasă, că ne-am întors la Dumnezeu. Când un om este trezit cu adevărat, cunoaște localitatea. Barul pe care îl frecventa devine istorie. Renunță la anturajele murdare, o rupe cu păgânătatea și cu poftele lumești și trăiește în veacul de acum cu păcătare, dreptate și evlavie. Să trimite Dumnezeu un duh de trezire peste noi. Să coboare Dumnezeu trezirea peste România. Mă rog pentru o trezire în Cluj-Napoca, mă rog pentru o trezire în județul Cluj, mă rog pentru o trezire la nivel de diaspora română, toți românii din diaspora română să fie atinși de puterea Evangheliei, să producă Dumnezeu trezire. Și să înceapă Dumnezeu trezirea cu casa ta. Să înceapă Dumnezeu trezirea cu familia mea, cu familia ta. Să ne punem pe pocăință adevărată, să renunțăm la surogate spirituale, la religii doar și forme religioase. Și să ne punem într-o relație curată cu Dumnezeu. Și să ne punem în fața Domnului din toată inima și să spunem, Doamne, nu mai vrem forme și tradiții,